să vă salut din nou, sunt Sandu Trombita și vă invit să urmăriți o nouă ediție a emisiunii Pași Necunoscut. Dacă ne-ați urmărit în ultimul timp, atunci a psalmii care ne-au fost subiect și izvor de, de mângâiere, de sfat, de călăuzire, de îndrumare, rețineți că ne-au condus într-o relație și într-o părtășie deosebită ai dat unui călător care explorează uh, un munte, uh, un munte deosebit de, de impunător, un munte imens, uh, prin care uh, la fiecare popas uh, am avut o priveliște uh, deosebită. Uh, transpunând o în plan spiritual, am privit de relația cu Dumnezeu dintr-o anumită perspectivă, intervențiile lui Dumnezeu și așa mai departe. Ei, Psalmul 24 continuă să ne ridice, dacă pot să spun așa, pe acest munte al cunoașterii, al experienței, al vieții de fiecare zi și să ne prezintă noi detalii și noi motive de a continua călătoria noastră cu Dumnezeu. Psalmii, în opinia mea, sunt deosebit de frumoși și deosebit de practici. În ei ne regăsim în multe aspecte ale vieții, chiar dacă cei mai mulți psalmi sunt scriși cu mii sau mie și ceva de ani distanță de noi, de cultura noastră, de vremurile în care noi trăim. Cu toate acestea, ei oferă punți peste culturile vremii, peste ani, peste structurile sociale, peste modurile de gândire diferite și ne ajută să înțelegem, să găsim acele conotații practice pentru viața noastră practică. Se spune sau se presupune că Psalmul 24 a fost cântarea care a cântat-o David și nu numai, atunci când chivotul a fost adus la Ierusalim, pentru cei neavizați, aș vrea să vă amintesc, chivotul era o construcție din lemn în care erau puse tablele legii, un vas de aur cu mană, toiagul lui Aron care arăta alegerea lui Dumnezeu pentru seminția lui Levi care să slujească ca preoți. Și, în general, era perceput pe drept ca locul sau modul în care Dumnezeu era prezent în tabăra lui Israel. Ei, chivătul legământului, atunci când a fost adus la Ierusalim, făcea parte din prioritățile lui David de a Organiza viața spirituală în Israel. După ce lucrurile s-au liniștit, după ce uh, popularitatea lui David și puterea lui David a crescut, după ce uh, problemele s-au sedimentat într-o anumită măsură, uh, David a trecut uh, a trecut la lucruri deosebit de practice și deosebit de utile. În capul acestei liste a priorităților lui ca împărat al lui Israel, era aducerea chivotului la Ierusalim. A avut sens cu ceva timp în urmă o tentativă de felul acesta, însă necunoscând suficient și pregătind superficial aducerea chivotului, a trăit acea dramă, acea experiență cu moartea lui Uza, care se pare pentru un timp l-a descurajat pe David, l-a făcut să-și resocotească sau să-și reorganizeze prioritățile. Însă, după ce s-a informat bine din Scripturii, din Legea Domnului, după ce s-a consultat cu sfetnicii lui, a aflat, de fapt, cum trebuia transportat chivotul prezenței lui Dumnezeu și a hotărât să-l aducă la Ierusalim. Atunci când s-a apropiat în alaiul acela, în acea manifestare zgomotoasă, plină de bucurie, de extaz, de imprevizibil, a tuturor celor care au perceput importanța prezenței lui Dumnezeu la Ierusalim prin chivotul său, au cântat, se pare, una din cântările cântate atunci. A fost o cântare, probabil, compusă pe loc sau, în sfârșit, compusă cu altă ocazie, dar referitoare la acest eveniment major. În această. În în această atmosferă electrizantă, în această uh, atmosferă debordantă, în care uh, inclusiv David uh, a avut uh, acele manifestări spontane, criticate de unii, chiar de să Amical, uh, ca fiind uh, josnice pentru titulatura lui, pentru împăratul lui Israel, uh, manifestându-se zgomotos, cântând, sopăind înaintea uh, tuturor celor care uh, cântau și le da pe Domnul care. Prin era adus la Ierusalim. Ei, în această stare sau în această împrejurare deosebită, David cântă câteva aspecte și virtuți legate de Dumnezeu, care merită toată gloria, toată slava și toată lauda. Cred că este momentul oportun să spun câteva lucruri legate de nevoia noastră de a lauda pe Dumnezeu. Să nu credeți că Dumnezeu este, ai doma, unui dictator setos de glorie, de popularitate și care îi face plăcere să-și asculte robii cum îl laudă. Nu! Dumnezeu a făcut și a creat toate lucrurile care se văd, care nu se văd, inclusiv pe noi, ca atare a lăuda pe Dumnezeu este o chemare înaltă, o poziție înaltă, o manifestare a recunoștinței noastre. Nu este nici de cum nevoia curentă sau obișnuită a unui Dumnezeu care este setos după glorie. El are toată gloria și toată slava. Atunci când cineva cântă despre Dumnezeu și gloria lui eternă, el recunoaște public, înaintea lumilor văzute și nevăzute, puterea lui Dumnezeu, implicația lui Dumnezeu în Creație, izbăvirile lui Dumnezeu în mod individual, în mod deosebit, amprentând istoria sacră a lui Israel. Pentru că să nu uităm, Israel este singura națiune de pe pământ care are o istorie sacră, o istorie în care s-a implicat Dumnezeu în mod direct. Urmele pașilor Lui se văd în mod direct în terțe situații și ocazii. În ceilalți sau celelalte popoare avem doar istorie. Istorie sacră. Are doar Israel. Dar haideți să vedem. În primul rând, spune uh, Psalmul 24: Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea și cei ce locuiesc. El a întemeiat pe mărși și așa mai departe, l-a întărit pe riuri. Uh, aceste două versete cântă sau aduc. În prim planul gândirii noastre, prin muzică și vers, implicarea lui Dumnezeu în creație. Frumusețea creației îl prezinte pe Dumnezeu. Dumnezeu este originea frumosului. Scriptura spune, Solomon avea să spună mai târziu Dumnezeu face orice lucru frumos la vremea lui Până acolo încât a pus și gândul Veșniciei în noi În inimile noastre, în sufletele noastre În mințile noastre mărginite și limitate A cântat despre Dumnezeu De fapt, creația lui Dumnezeu este o muzică continuă. Este o sursă de inspirație continuă. Este uh, o sursă care ne vorbește despre ordine, despre principiile lui Dumnezeu, despre caracterul lui Dumnezeu, despre uh, dorința lui Dumnezeu, despre planul măreț al lui Dumnezeu. Vedeți, Dumnezeu uh, ne-a construit uh, acest apartament superb numit Natura, în care am venit fiecare din noi fără să fi făcut ceva în prealabil. Uh, aici avem... Uh, o combinație de culori inedite de lumină și întuneric, de vânt, de liniște, de plină, uneori de furtuni și de alte lucruri. Și toate acestea împreună formează mediul în care viața noastră pe pământ este derulată și ea nu este ocazie, ci este o chemare prin care Dumnezeu ne oferă posibilitatea de a-L cunoaște pe El și evident de a obține prin credința în Fiul Său mântuirea sufletelor noastre. Apoi versetele 3 la 5 și 6 chiar cântă despre sau aduc în prim plan idealul înălțător acela de a fi în preajmă lui Dumnezeu. Uh, știți, oamenii întotdeauna, din toate timpurile, prin metodele și în limitele gândirii lor, de atunci au avut năzuințele lor, au avut, au avut idealurile lor. Uh, nimic nu este mai super, mai înălțător pentru un om care îl crede pe Dumnezeu decât să trăiască în preajma lui Dumnezeu, să trăiască în cu Dumnezeu. De altfel, idealul lor oricărei religii este vederea lui Dumnezeu. Uh, ce frumos! Că Dumnezeu, Dumnezeul nostru, și uh, fac o mică paranteză, uh, creștinismul este singura religie, din lipsă de, de cuvinte uh, sau de alte cuvinte, folosesc termenul religie, uh, care, uh, în care Dumnezeu nu a așteptat ca noi să ne ridicăm la un nivel uh, al, al pretențiilor Lui, legate de standardul Lui, ci Dumnezeu a venit la noi. Dumnezeu nu a așteptat ca noi să devenim mai buni, mai culți, mai credincioși, mai sfinți ce a venit la noi, la împlinirea vremii, spune Scriptura, în Cartea Evreilor, Dumnezeu a trimis în lumea noastră pe Fiul Său, Iisus Hristos, și a venit în lumea noastră, a locuit printre noi, prin de har și de adevăr, ne spune Evanghelistul Ioan. Noi am văzut slava Lui ca o slavă, ca singurul născut din Tatăl și am primit de la El har după har. Ei, toate aceste aspecte ne arată de fapt dorința sau împlinirea dorinței noastre de a trăi în preajma Lui Dumnezeu. Dumnezeu pusese în inima noastră Gândul acesta al veșniciei, care mereu, ca un resort, ca un arc, ne-a atras spre Dumnezeu și ne atrage spre Dumnezeu, spre părtășia cu El. Ei, Psalmul 24 pune întrebări și apoi își dă psalmistul răspunsurile aferente la aceste întrebări: cine va putea să se suie pe Muntele Domnului? Este, sau era de știut, că Israel a primit prin Moise Legea pe Muntele Sinai într-o împrejurare înfricoșătoare care arăta, de fapt, nu doar bunătatea lui Dumnezeu, ci și asprimea lui Dumnezeu, autoritatea lui Dumnezeu asupra naturii, asupra... Uh, Universului în general și uh, acea imagine l-a copleșit și l-a zguduit din temelie inclusiv pe Moise, care într -o, uh, la un moment dat a zis, uh, Doamne, sunt îngroziți și tremur. Acest aspect legat de munte sau muntele Hureb în care s-a întâlnit Dumnezeu cu Moise, în general, în concepția evreului de rând, muntele Domnului însemna locul părtășiei, locul prezenței omului în prezența lui Dumnezeu. Și Psalmistul îl întreabă, cine va, putea, cine va putea să se suie la muntele Domnului? Răspunsul nimeni, prin eforturi personale, prin ceea ce putem face noi, prin ceea ce putem născoci noi, put, în ceea ce putem pune noi în practică, nimeni nu poate ajunge la înălțimea pretențiilor lui Dumnezeu. Totuși, psalmii sunt scriși prin prisma legii care era etalonul spiritualității, Atât cât îl putea împlini, iar ce nu se putea împlini, jerfele aduse, jerfele instituite, jerfele levitice, veneau să completeze și să aducă acea eliberare, acea dezvinovățire, acea iertare în speță a omului vinovat. Însă, toate acestea prefigurau venirea adevăratului miel al lui Dumnezeu Isus Hristos, care a venit să ne facă desăvârșiți și să ne ducă la Dumnezeu. În sfârșit, cine va putea să se suie la muntele Domnului? Cine se va ridica până la locul lui cel sfânt? Și apoi încep răspunsurile. Cel ce are mâinile nevinovate și inima curată, cel ce nu-și dă sufletul la minciune și nu jură ca să înșele. Sunt doar câteva din aspectele pe care psalmistrul David le enumeră aici. Îmi permit, dat fiind că noi trăim în altă vreme, în altă perioadă și suntem în perioada de grație, de har, în care îndurarea Lui Dumnezeu prin Hristos nu doar a dus iertare, ci a dus desăvârșirea noastră, să spun câteva lucruri. Cel ce are mâinile nevinovate și inima curate poate cineva o are prin eforturi personale, poate cineva prin uh, ceea ce face el, prin ceea ce poate produce el ca om, uh, poate educația, poate uh, metodele născocite de om să-l aducă cu inima curată. Scriptura ne arată foarte clar că nu. De aceea, această, acest răspuns al lui David, de fapt, descoperă nevoia noastră de ajutor, nevoia noastră de a fi spălați, nevoia noastră de a fi curățiți, nevoia noastră de a fi înnoiți, nevoia noastră de, de a primi har din partea lui Dumnezeu. Acest aspect al Psalmului 24 are valoare profetică. În sensul că El trimite spre vremurile în care ajutorul va veni de la Domnul Emanuel. Dumnezeu este cu noi, va veni și în prăpastia căderii noastre, în lumea noastră, va trăi, a trăit deja și avea să-și aducă jerfa de ispășire pentru păcatele noastre ale tuturor. Apoi, toate aceste aspecte arată, de fapt, revoluționarea omului lăuntric, înnoirea lui totală, nu cârpirea lui, nu adăugirea lui, nu cosmetizarea lui. Vedeți, creștinismul nu este un sistem în care cineva primește o listă cu două coloane, ai voie și n-ai voie. Cei care se supun astfel de principii nu înțeleg nimic din creștinism, nu au înțeles nimic din har, nu pricep nimic. Ei vin la biserică, dar de fapt ar trebui să meargă la sinagogă. Pentru că harul lui Dumnezeu face altceva. Harul lui Dumnezeu nu cârpește, nu adăugește, nu se sprijină pe drojdiile noastre, pe mințele noastre limitate, pe posibilitățile noastre infime, scârțitoare, deranjante chiar. Și harul lui Dumnezeu se sprijine pe promisiunea lui Dumnezeu care este de fapt Isus Hristos. Inima curată, mâinile nevinovate, sfințirea în întregime este produsul și lucrarea cuvântului și a Duhului Sfânt în viața noastră. Doar Omul care lasă pe Dumnezeu prin Duhul Sfânt și Cuvânt să-i sfințească atitudinile, să-i sfințească minima, să-i sfințească gândurile, doar acela poate avea o inimă nouă, o inimă curată și apoi el... Inima nouă și viața nouă că se exteriorizează în exterior, prin vorbe cu sare, prin vorbe utile, folositoare, printr-o gândire sănătoasă, printr-o logică sănătoasă, prin fapte care fac cinste și aducă laudă lui Dumnezeu. Iată dar că David continuă și spune în versetul 5, acela va căpăta binecuvântarea Domnului, starea după voia lui Dumnezeu, voia lui dată de Dumnezeu, de Dumnezeul mântuirii lui. Iată partea de moștenire a celor ce îl cheamă, a celor ce caută fața ta, Dumnezeul lui Iacov. În sfârșit, din lipsă de timp, aș vrea să trec mai repede. Ultima parte a Psalmului 24, Psalmul 24, mai precis, versetele 7, 8, 9 și 10. Sunt Versete profetice, afirmații profetice, care sună înălțători și care uh, comunică uh, părți și aspecte din, ce ce, din ceea ce înseamnă glorificarea lui Hristos. După moartea lui Hristos, după învierea lui Hristos, după înălțarea lui la cer, Scriptura ne prezintă un crâmpei din ceea ce. Uh, uh, a însemnat întronarea lui Hristos, care a primit un nume mai presus de orice nume și în numele lui se pleacă orice genunchi a celor din cer de pe pământ și de sub pământ și orice limbă mărturisește spre slava lui Dumnezeu că Iisus Hristos este Domnul. Îmi place și vreau să recitesc aceste versete pentru dumneavoastră și vă invit să faceți și dumneavoastră comentariile mai, mai detailate le puteți, le puteți avea dumneavoastră. Porți, ridicați-vă capetele, porți, ridicați-vă porți veni ca să intre împăratul slavei. Cine este acest împărat al slavei? Domnul cel tare și puternic, domnul cel vitează în lupte. Porți, ridicați-vă capetele, ridicați-le porți veșnice ca să intre împăratul slavei. Cine este acest împărat al slavei? Domnul știrilor. El este Împărat al Slavei. Iată dar, cum spuneam, crucea n-a fost o slăbiciune, n-a fost un eșec al Lui Dumnezeu, ci a fost puterea Lui Dumnezeu, modul Lui Dumnezeu de a birui păcatul, de a țintui uh, orice formă de manifestare a Lui și de a ne aduce la Dumnezeu în, prin Hristos, prin jertfa Lui, într-o stare de desăvârșire și de acceptare la adresa Lui Dumnezeu. De aceea, el, în urma acestei biruințe, este slăvit și cerul întreg îl laudă, îl cinstește și îl recunoaște. Tu ești chemat să o faci la fel. Atunci când îl lauzi pe Dumnezeu, te aliniezi mulțimii cerești care îl laudă și mulțimii de pe pământ care îl laudă și îl recunosc în Hristos. Mântuirea și salvarea noastră. Până data viitoare vă spun la revedere!